rog să deschideți împreună cu mine Scriptura la Psalmul 119. Ne vom uita împreună la următoarele versete, de la versetul 33 la versetul 40. Să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu. Învață-mă, Doamne, să trăiesc după orânduirile Tale și le voi respecta până la sfârșitul vieții. Dă-mi pricepere și voi respecta legea Ta. O voi păzi din toată inima mea. Condu-mă pe cărarea poruncilor Tale, căci în aceasta îmi găsesc plăcerea. Apleacă-mi inima spre mărturiile Tale și nu spre câștigul mârșav. Abate-mi privirea de la vederea lucrurilor deșarte. Înviorează-mă pe calea Ta. Împlinește-ți promisiunea făcută robului Tău și celor ce se tem de Tine. Depărtează de la mine ocara ce mă spăimântă, că judecățile Tale sunt bune. O, cât de mult tânjesc după hotărârile Tale, înviorează-mă după dreptatea Ta. Amin. Dimineața am privit împreună la felul în care psalmistul reacționează la un moment de cercetare, la un moment de încercare în viața lui și am văzut rolul crucial care îl are cuvântul lui Dumnezeu în acest proces, în această cercetare și în această încercare. Am văzut că este important să mergem și să vorbim cu Dumnezeu, să-i spunem problemele noastre, să-i spunem încercarea noastră, deși El o știe evident, să-i mărturisim starea noastră și să-i cerem ca să ne învețe, să ne îndrepte după cuvântul lui Dumnezeu. În următoarele versete care ne stau în față, psalmistul ne prezintă în diverse forme diferite motive pentru care noi ne abatem de la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă facem o introspecție serioasă, vom regăsi acest adevăr în fiecare dintre noi, că deseori ne abatem de la ceea ce știm că este cuvântul lui Dumnezeu, de la ceea ce știm că Dumnezeu pretinde de la noi. Și întrebarea este, de ce ne abatem? Care sunt aceste motive? Și evident ar fi foarte multe motive. În această seară ne vom uita doar la 7 care sunt prezentate în aceste versete, 7 motive pentru care noi ne abatem de la cuvântul lui Dumnezeu. Și scopul este ca, cunoscând aceste motive, să prevenim această abatere, să prevenim printr-o disciplinare, să o prevenim prin rugăciune, să cerem lui Dumnezeu ca să ne păzească de asemenea capcane, de asemenea abateri de la cuvântul lui Dumnezeu. Primul motiv care ne-l dă psalmistul pentru care lumea se abate de la cuvântul lui Dumnezeu este că nu am fost învățați de Dumnezeu. Din nou face această petiție. Învață-mă, Doamne, să trăiesc după orânduierile Tale și le voi respecta până la sfârșitul vieții. Sunt mulți oameni care au învățat. Sunt mulți oameni care au învățat chiar din cuvântul lui Dumnezeu. Dar din păcate n-au fost învățați de Dumnezeu. Sunt două lucruri total diferite, da? Ambele grupări de oameni încearcă să păstreze viața lor după cuvântul lui Dumnezeu. Unii au învățat ei din cuvântul lui Dumnezeu, unii au fost învățați în biserică din cuvântul lui Dumnezeu, dar nu i-a învățat vreodată Dumnezeu în mod direct. N-a făcut Dumnezeu această lucrare în viața lor de a-i învăța din cuvântul lui Dumnezeu. Noul legământ este descris în felul acesta. Și nici unul nu va mai învăța pe semenul său sau pe fratele său zicând, cunoaște-l pe Domnul, pentru că toți mă vor cunoaște. Evrei capitolul 8, versetul 11, citând din Eremia 31. Înseamnă asta că nu mai învățăm împreună din cuvântul lui Dumnezeu? Nu. Înseamnă asta că nu mai facem studiu biblic? Nu. Ce înseamnă? Înseamnă că cunoașterea de Dumnezeu este făcută printr-o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu în viața omului. Noi predicăm Evanghelia, noi predicăm cuvântul lui Dumnezeu, noi spunem care sunt poruncile lui Dumnezeu, dar nu noi în mod ultim, ca și predicatori, ca și învățători, avem capacitatea să învățăm inima unui om. Această capacitate o are doar Dumnezeu. Ce anume ne învață Dumnezeu în noul legământ? Care este această lucrare de învățare care o face Dumnezeu asupra inimilor noastre? Uitați ce ni se spune că este noul legământ. Ce acesta este legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel
După acele zile, zice Domnul, voi pune legea mea în lăuntru lor și o voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Din nou, Evrei, capitolul 8, versetul 10, citând din Ieremia 31. Diferența este imensă între o învățătură care ai primit-o doar exterior, o învățătură făcută de oameni și una lăuntrică făcută de Dumnezeu. Una este doar spre condamnarea ta, ești cunoscător ai legii lui Dumnezeu, cunoscător a poruncilor lui Dumnezeu și această cunoaștere te condamnă. Pavel ne spune că oamenii nu se pot dezvinovăți pentru că lucrarea legii este scrisă pe inimile noastre. Există ceva în felul în care am fost creați, există ceva în persoanele noastre, în conștiințele noastre, întipărit acolo de Dumnezeu, încât niciun om nu se poate dezvinovăți pentru că noi știm care este voia lui Dumnezeu. Noi știm ce este bine și ce este rău. Noi știm care este legea lui Dumnezeu. La muntele Sinai, de exemplu, mulți au impresia că atunci s-a dat pentru prima dată legea lui Dumnezeu. Atunci au cunoscut oamenii pentru prima dată legea lui Dumnezeu. Este fals. Atunci, într-adevăr, s-a codificat pentru poporul lui Dumnezeu legea lui Dumnezeu. Dar să ucizi a fost crimă, a fost păcat și înainte de muntele Sinai. Altfel, de ce ar fi mustrat Dumnezeu când este vorba de Cain și Abel? Pe care era problema, încă n-a spus Dumnezeu să nu ucizi. Pentru că Apostolul Pavel ne învață că în noi este întipărit lucrarea legii lui Dumnezeu. Noi știm ce este bine și ce este rău. Noi știm când călcăm pe bec înaintea lui Dumnezeu. Într-adevăr, este mai explicit, este mai clar în revelația specială, dar chiar și noi, în persoanele noastre, avem această cunoaștere. Oamenii nu se pot dezvinovăți pentru că cunosc legea lui Dumnezeu. Dar aceasta este suficient doar ca să ne condamne. De ce? Pentru că noi nu suntem împlinători ai legii lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne spune Scriptura că noi urâm legea lui Dumnezeu. Este interesant lucrul acesta că și oamenii religioși care caută să împlinească legaliștii, da? Fariseii, care vor să se îndreptățească prin legea lui Dumnezeu, de fapt ei urăsc legea lui Dumnezeu. Ei nu iubesc pe Dumnezeu, ei nu iubesc poruncile lui Dumnezeu, ei o văd ca și un rău necesar ca să ajungă în cer, ca să nu ajungă în iad. Ei nu fac ceea ce fac din dragoste. Ei urăsc legea lui Dumnezeu. Da? Ei o fac ca să se îndreptățeze, ei o fac ca să poată să scape de o sândă. Când Dumnezeu intervine și mântuie pe un om, lucrurile stau total altfel. Hristos, Dumnezeu prin Hristos, ne justifică în ochii lui Dumnezeu. Legea perfectă, care noi suntem responsabili să o împlinim, este împlinită de Domnul nostru Iisus Hristos. El a împlinit legea ca acea împlinire ca să fie creditată în contul nostru. Că atunci când Dumnezeu privește la mine și la tine, să vadă păcatele noastre iertate, ne vede sfinți din acest punct de vedere, dar ne vede sfinți și din punct de vedere că am împlinit legea, pentru că împlinirea Domnului Iisus Hristos este creditată nouă. Noi n-am iubit pe Dumnezeu cu toată inima noastră, dar El a iubit cu toată inima. Noi n-am fost ascultători în toate lucrurile, chiar și până la moarte, dar El a fost ascultător în toate lucrurile. Și acea ascultare este creditată nouă. Legea perfectă, de care noi suntem responsabili să fim împlinitori, este împlinită de Hristos. Și atunci ce se întâmplă? Legea aceasta acum dispare și nu mai are niciun scop? Nu! Aceeași lege, același standard perfect al lui Dumnezeu, ne spune Scriptura, este scris pe inimile noastre, a celor născuți din nou, a celor mântuiți. Iar acum, cu inimi noi, nu doar cu lucrarea legii, da? Ci cu legea propriu-zis, cu caracterul lui Dumnezeu revelat nouă, scris pe inimile noastre, din dragoste noi vrem să trăim după acest standard. Nu mai suntem sub lege, ca și un legământ, ca și ceva prin care să încercăm să ne merităm mântuirea, dar legea rămâne îndrumătorul nostru. Legea rămâne îndrumătorul nostru acum din lăuntrul nostru, nu doar din exteriorul nostru. Legea nu ne mai poate condamna pentru că Hristos ne-a justificat, dar legea ne poate îndruma.
Și în inima noastră este o dragoste pentru legea lui Dumnezeu. Este o dragoste pentru poruncile lui Dumnezeu. Noi vrem ca să ascultăm. Noi tânjim ca să ascultăm. Nu pentru a ne justifica, nu pentru a merita statutul care îl avem înaintea lui Dumnezeu, ci pentru că acum îl iubim pe Dumnezeu și iubim legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu, cum am învățat, nu este altceva decât caracterul lui Dumnezeu, legea morală a lui Dumnezeu, nu este altceva decât caracterul lui Dumnezeu comunicat nouă în formă de poruncă. Și noi iubim sfințenia lui Dumnezeu. Noi vrem ca să fim imitatori al lui Dumnezeu și de aceea căutăm să ascultăm de poruncile lui. Psalmistul ne spune că atunci când Dumnezeu ne învață, această învățătură este eficace, este eficientă. Această învățătură produce un efect. Învață-mă orânduierile tale, să trăiesc după ele și le voi respecta, le voi păzi. Și uitați până când va păzi această învățătură. Această învățătură dată de Dumnezeu este eficace și perseverează până la sfârșitul vieții. Când Dumnezeu se atinge de inima ta, când inima ta este schimbată, transformată, când cuvântul lui Dumnezeu este întipărit în inima ta, acea transformare ține până la sfârșitul vieții. Există într-adevăr căderi, există momente, există perioade chiar de rătăcire, dar ce a lucrat Dumnezeu în tine rămâne. Da? Inima ta va tânji întotdeauna după Dumnezeu. Dumnezeu nu va îngădui ca să te îndepărtezi până la capăt și te vei întoarce la Dumnezeu. Inima ta va bate întotdeauna pentru Dumnezeu. Cercetarea din afară și din lăuntru va fi așa de puternică încât la un moment dat te vei întoarce înapoi spre Dumnezeu. În al doilea rând, psalmistul ne spune că noi ne abatem de la cuvântul lui Dumnezeu pentru că nu avem pricepere, pentru că nu avem înțelepciune. Și el o cere. Dăm pricepere, dăm înțelepciune și voi respecta legea ta. O voi păzi din toată inima mea. Priceperea sau înțelepciunea este ceva total distinct de inteligența intelectuală. Priceperea sau înțelepciunea este acea stare în care nu doar cunoști voia lui Dumnezeu, dar și împlinești voia lui Dumnezeu. Vrei ca să o împlinești. Știi ce îți cere Dumnezeu și vrei ca să împlinești ceea ce îți cere Dumnezeu. Priceperea este atât o problemă a minții noastre, ca să fii priceput, să fii înțelept, trebuie să cunoști. Nu poți să ai înțelepciune fără cunoștință, da? Nu poți să zici, eu am înțelepciune divină, eu știu exact ce vrea Dumnezeu ca să fac în acest moment. Cum știi? Păi n-am citit niciodată din Biblie, nu știu niciun verset, nu știu nicio poruncă a lui Dumnezeu, dar am așa o senzație lăuntrică, aia e de la Satan. Garantat, da? Aia e de la Satan, nu de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu călăuzește prin cuvântul său. Deci prima etapă pentru înțelepciune este cunoaștere, da? Este cunoaștere. Trebuie ca să cunoști cuvântul lui Dumnezeu, ca să fii călăuzit prin cuvântul lui Dumnezeu. A doua etapă este o problemă a inimii noastre. Inima noastră trebuie ca să fie afectată de cuvântul lui Dumnezeu. În așa fel încât să fie înclinată spre a asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Să fie pregătită să pună în practică ceea ce cunoaștem despre voia lui Dumnezeu. De aceea se spune că cel mai lung drum este de la ureche la inimă. Ascultăm predici, peste predici, citim, studiem și rămân toate aici sus. Nu ajung niciodată aici la inimă. Știm ce ar trebui să facem, știm cum ar trebui să acționăm, știm care sunt poruncile lui Dumnezeu, știm care este voia lui Dumnezeu, știm care este caracterul lui Dumnezeu, dar inima noastră nu este afectată. Posibil că încă n-am fost învățați de Dumnezeu. Am stat sub învățătura omenească, dar n-am fost încă învățați de Dumnezeu. Înțelepciunea este o problemă a inimii noastre. De aceea înțeleptul Solomon ne spune că începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Fără frică de Dumnezeu nu există înțelepciune. Fără ca inima ta să fie afectată și să ai o reverență sfântă, o frică față de Dumnezeu, nu poate exista înțelepciune. Priviți ce spune psalmistul că se întâmplă când vom primi pricepere, înțelepciune de la Dumnezeu. Când primim înțelepciune de la Dumnezeu, vom respecta legea
lui Dumnezeu și o vom păzi din toată inima mea. O voi păzi din toată inima mea. Vedeți, înțelepciunea este o calitate afectivă în care inima noastră este afectată de cuvântul lui Dumnezeu. Este în primul rând o conformitate lăuntrică față de cuvântul lui Dumnezeu și apoi o conformitate exterioară. Întâi inima noastră trebuie ca să se îndrepte după cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să simtă după cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să bată după cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi ceea ce facem se va schimba. Dacă avem cu adevărat înțelepciunea lui Dumnezeu, care ține până la sfârșitul vieții noastre, care este păzită, care este un păzitor al legii lui Dumnezeu din toată inima. Dacă ești doar unul care a învățat mecanic exterior și încerci și tu ca să împlinești legea lui Dumnezeu, încerci tu să împlinești poruncile lui Dumnezeu, va ține până la un punct. Și la un moment dat, pentru că nu vine din inima ta, pentru că nu există o motivație lăuntrică, pentru că nu iubești acea ascultare, vei spune, e prea greu, e prea dificil, nu-mi place, nu mai vreau așa ceva. Asta este ceea ce se întâmplă cu cei mai mulți oameni care au crescut într-un cadru religios, dar niciodată nu au avut o inimă schimbată de Dumnezeu și n-au primit o înțelepciune care vine de la Dumnezeu. Ajung la un punct în viața lor în care spun, nu mai am nevoie de așa ceva. Prea multe reguli, prea greu, prea dificil, eu vreau să fiu liber. Eu vreau să fiu liber. 3. Ne abatem de la cuvântul lui Dumnezeu pentru că nu ne găsim plăcerea în cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne găsim plăcerea în cunoașterea lui și nu ne găsim plăcerea în împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Psalmistul spune în felul următor. Condu-mă pe cărarea poruncilor tale, căci în aceasta îmi găsesc plăcerea. Psalmistul este dornic să fie condus pe această cărare a poruncilor lui Dumnezeu. Dar de ce are el această dorință? De ce el vrea să fie condus și noi de multe ori nu vrem să fim conduși? De ce el vrea să fie călăuzit și noi nu vrem să fim călăuziți? De ce el este dornic ca să asculte de poruncile lui Dumnezeu și noi de multe ori nu suntem dornici ca să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu? Priviți motivația lui. Căci în aceasta, în a fi condus de Dumnezeu, pe calea ascultării de legea lui Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu, îmi găsesc plăcerea, spune psalmistul. Nu este așa că de multe ori nu ne găsim plăcerea în cuvântul lui Dumnezeu? Suntem de multe ori ca și poporul Israel, în Isaia capitolul 28, din cauza rătăcirii lor, cuvântul lui Dumnezeu a devenit o povoară pentru ei și la un moment dat Dumnezeu îi condamnă spunând, de aceea pentru ei, cuvântul Domnului va fi poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, regulă peste regulă, regulă peste regulă, puțin aici, puțin acolo. Pentru că mergând să cadă pe spate și să fie zdrobiți, să fie prinși în cursă și capturați. Parcă ne-am săturat de atâtea porunci, de atâtea reguli, de atâta învățătură. Sunt doar porunci peste porunci și reguli peste regulă și doctrină peste doctrină. Frate, nu mai putem. Este prea mult. Este prea de tot. Înseamnă asta că poruncile lui Dumnezeu sunt rele? Înseamnă asta că legea este rea? În niciun caz. Apostolul Pavel ne spune că noi știm că legea este bună. Dacă este întrebuințată, bine. Legea este bună pentru cei care sunt buni în Hristos, pentru cei care nu se uită la lege pentru justificare, pentru cei care sunt justificați prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Legea este un îndrumător bun. Pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu, pentru cei care își doresc să asculte de Dumnezeu. Problema nu este legea lui Dumnezeu, problema este inima noastră. O inimă care nu își găsește plăcerea în legea lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie să fim învățați de Dumnezeu. De aceea avem nevoie să fim conduși de Dumnezeu pe această cale. Nu este doar așa că Dumnezeu ne pune pe această cale și după aia spune descurcați-vă. Poate ne vedem la capăt, poate nu, vă rătăciți. Nu! El ne ia de mânuță și ne conduce pe această cale, că dacă nu, cu siguranță am rătăci. De aceea, la un moment dat, Dumnezeu vorbește în Vechiul Testament, chiar în Isaia, dacă nu mă înșel, despre faptul că El
va croi un drum de așa natură încât nu ne vom putea rătăci. El ne va conduce pe acest drum. Și El este Cel care face lucrul acesta, pentru că inima noastră, care deși este o inimă nouă, care deși are legea lui Dumnezeu scrisă pe ea, încă suntem în aceste vase de lut. Încă este afectată de natura aceasta păcătoasă și are tendința să se depărteze de cuvântul lui Dumnezeu. Are tendința să disprețuiască cuvântul lui Dumnezeu. Are tendința să nu vadă frumusețea lui, să nu vadă minunăția cuvântului lui Dumnezeu și să zică atâtea porunci, atâtea învățătură. Vreau să fiu liber. Vreau să fiu liber. 4. Pentru că ne place câștigul mârșav. Apleacă-mi inima, spune psalmistul, spre mărturiile tale și nu spre câștigul mârșav. Ce este câștigul mârșav? Este ceva care este lipsit de scrupule, ceva josnic, ceva ticălos, deci este un câștig prin ticăloșenie sau printr-o acțiune lipsită de scrupule. Și ne place fiecare dintre noi ca să câștigăm prin compromis. Nu avem scrupule când vine vorba de a face un compromis ca să obținem ceva ce ne place. Acum probabil că te gândești, frate, eu n-am furat, eu n-am făcut excrocării, eu n-am tras țepe la nimeni. Nu se aplică mie această motivație. Întrebarea este dacă ai făcut vreodată vreun compromis de la principiile tale, de la principiile cuvântului Dumnezeu pentru a avea vreun fel de câștig. Poate nu un câștig material, poate un alt fel de câștig, poate un câștig relațional, poate un câștig social. Vedeți, fiecare dintre noi deseori caută câștig în lucrurile acestei lumi, făcând rabat la cuvântul lui Dumnezeu, la lucrurile duhovnicești. Poate am zis o mică minciună, ca să evităm un conflict într-o relație. Poate am zis o minciună ca să câștigăm un bun financiar. Poate am făcut un rabat de la principiul nostru de a frecventa cu seriozitate casa lui Dumnezeu pentru un câștig financiar. Tot felul, ne putem imagina și cu siguranță dacă ne cercetăm inima noastră vom vedea că deseori suntem tentați ca să facem rabat de la principiile noastre care ne le-am însușit, care sunt din cuvântul lui Dumnezeu pentru câștig, fie el financiar, fie el relațional, social sau de altă natură. Săptămâna aceasta m-am întâlnit cu cineva și discutam despre planul nostru de extindere la lucru. Despre faptul că pe viitor am vrea ca să deschidem într-un sistem de franciză, să deschidem locații într-un sistem de franciză. Cum dumneavoastră știți, noi duminica suntem închiși, nu lucrăm duminica. Pe principiul care l-am învățat, 6 zile lucrăm, una o dedicăm spre odihnă și închinare. Un principiu care, apropo, și copiii îl înțeleg. Astăzi pe mașină, venind la biserică, Ivi și cu Iris discutau despre, probabil că v-ați minunat la cutia lui Ivi, care și-a pictat-o ea cu ochișor și discutau despre cutia care a făcut-o Ivi și Ivi explica lui Iris cât de mult a lucrat la acea cutie. I-a luat aproape 2 ore și a explicat că a făcut asta sâmbăta, dar este ok pentru că ea a învățat din Biblie că duminica trebuie să o odihnească și trebuie pusă deoparte. Copiii înțeleg. Evident, eu am înțeles că eu am ținut lecția. Dar când m-am întâlnit cu o persoană discutând despre ideea aceasta de extindere, de franciză, a venit discuția de duminică. Duminica este foarte mult trafic, foarte mulți clienți. Și m-am găsit pentru o secundă ispitit să zic, măi, dacă noi aici la Zalău am fi închiși duminica, dar dacă alții care colaborează cu noi le-am permite să deschid duminica, chiar ar fi? Păi ei până la urmă nu-s pocăiți oricum. Și ne-am învățat noi că nici tu, nici robul tău, nici nimeni din casa ta, nici nimeni care depinde de tine, nici nimeni care este sub autoritatea ta. Și vine firea și vine Satan și măi, un mic rabat, hai, până la urmă, cine o să știe ce se întâmplă în Brașov sau în Sibiu sau altundeva, da? Ce ușor este să fim ispitiți pentru un câștig, fie el financiar, fie el relațional, să facem rabat de la ceea ce știm că ne cere cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie ca să fim fermi în lucrurile acestea. Vedeți? Fiecare dintre noi suntem tentați. Fiecare dintre noi are mintea aplecată
spre lucrurile acestei lumi. Recunoașteți, poate nici măcar această oră și jumătate în această seară n-ai fost în stare să stai cu mintea plecată doar spre Dumnezeu. Ai început să te gândești la serviciul de mâine, ai început să te gândești la problemele tale, ai început să te gândești la una și la alta. Nu doar dumneavoastră vi se întâmplă, mi se întâmplă și mie. Vă spun din experiența mea, nu din experiența dumneavoastră. Nu știu la ce vă gândiți. Îmi mărturisesc eu păcatele față de dumneavoastră. O oră jumate. Nu suntem în stare să stăm cu inima aplecată doar spre Dumnezeu. Vestea bună este că inima noastră poate fi aplecată sau înclinată înspre Dumnezeu, la fel cum poate fi înclinată înspre lucrurile acestei lumi. Și Dumnezeu, în puterea sa și în harul său infinit, să poate atinge de inima noastră și să o aplece spre mărturiile lui. Lecția pentru noi este să-i cerem lui Dumnezeu să ne aplece inima, să ne încline inima spre cuvântul său și departe de lucrurile lumii acestea. Să recunoaștem înclinația aceasta, să recunoaștem că deseori suntem tentați să compromitem cuvântul lui Dumnezeu pentru plăcerile lumii acestea, pentru câștigul lumii acestea. Și să spunem lui Dumnezeu: Doamne, atinge-te de inima mea, înclin-o departe de câștigul mărșav, înclin-o departe de plăcerile lumii acestea și aproape de cuvântul tău. 5. Ne plac lucrurile deșarte. Abate-mi privirea, spune psalmistul, de la vederea lucrurilor deșarte. Înviorează-mă pe calea ta. Lucrurile deșarte sunt lucrurile goale, care nu conțin nimic de valoare. Iar privirea noastră este așa de ușor atrasă de ele. Așa de ușor ne poate fura ochiul frumusețea acestei lumi. Ce rugăciune pertinentă pentru noi, care suntem așa de tentați de frumusețea acestei lumi, de lucrurile goale și deșarte acestei lumi. Abatem privirea. Cerem intervenția directă a lui Dumnezeu. Am cerut asupra inimii noastre, ca ea să fie înclinată înspre cuvântul lui Dumnezeu. Acum o cerem asupra privirii noastre. Doamne, fă ca privirea mea să nu fie spre lucrurile goale și fără valoare și să fie întotdeauna spre tine, să fie întotdeauna înspre cuvântul tău. Și Dumnezeu intervine și El ne abate privirea de la aceste lucruri și ne îndreaptă privirea spre El. 6. Necredința față de promisiunile lui Dumnezeu de multe ori ne motivează ca să ne îndepărtăm de cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 38, psalmistul îi cere lui Dumnezeu să împlinească promisiunea făcută față de robul tău și față de celor ce se tem de tine. Psalmistul cere lui Dumnezeu să își confirme promisiunile față de el. Psalmistul este apăsat, psalmistul este tulburat și în momentul acesta el, asta practic face, spune: Doamne, garantează-mi, arată-mi că promisiunea ta rămâne valabilă. Psalmistul cere lui Dumnezeu să își confirme promisiunile față de el și față de copiii lui. De parcă promisiunile lui Dumnezeu trebuie confirmate. De parcă dacă Dumnezeu ne-a promis odată, avem dreptul să mai avem dubii. De asemenea și noi, de multe ori, parcă avem dubii, parcă avem nevoie de reconfirmare din partea lui Dumnezeu. Și este în aceste momente în care suntem slabi, în care suntem vulnerabili să ne abatem, pentru că avem dubii despre ceea ce ne-a promis Dumnezeu. Și când suntem nesiguri pe promisiunile lui Dumnezeu, începem să privim la promisiunile lumii. Iar promisiunile lumii sunt extrem de palpabile. Lumea vine și spune în față: uite, asta îți ofer. Fă rabatul, fă compromisul și asta primești. Dumnezeu îți cere ca să privești la promisiunile lui prin credință. Dar promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Nu trebuie ca să fie puse sub semn de îndoială. Când ne îndoim, suntem vulnerabili ca să ne îndreptăm după promisiunile lumii. Și deseori ne îndoim. De aceea ei trebuie ca să ne reconfirmăm promisiunile lui Dumnezeu din cuvântul lui Dumnezeu. Și 7. Ne abatem de la cuvântul lui Dumnezeu pentru că ne este frică de ocară. Ne este frică de prețul care trebuie plătit. Depărtează de la mine ocara
ce mă înspăimântă, că judecățile tale sunt bune. Ne este frică să trăim după voia lui Dumnezeu, pentru că ea atrage o cară, ea atrage de multe ori consecințe care ni se par negative. Un preț de plătit, un preț de plătit de multe ori în biserica ta, un preț de plătit în lumea în care trăiești, la jobul în care te afli și așa mai departe. Și te înspăimântă această ocară, deși știi că judecățile lui Dumnezeu sunt drepte. Frica aceasta de oameni este ceea ce conduce pe foarte mulți creștini să ia decizii eronate. Este ceea ce conduce pe foarte mulți păstori să ia decizii eronate. Știu care este judecata lui Dumnezeu. Dar ce vor zice frații în biserică? Poate nu vor înțelege, poate se vor răscoli împotriva mea, poate voi avea eu de suferit, poate mă dau pe mine afară din funcție. Și îl înspăimântă pe slujitor să zică drept, să facă drept. Și spune, mai bine o las mai moale, deși știe care sunt judecățile lui Dumnezeu. Și ne înspăimântă pe noi de multe ori această ocară. Îți este frică de prețul care trebuie plătit pentru a asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să știți un secret? La toți ne este frică. Și mie, și dumneavoastră, și psalmistului îi este frică. Eram odată la Comănești, la fratele Chivoiu, și aveam o discuție cu fratele Chivoiu. Mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Un om în vârstă, un slujitor al Domnului cu mulți ani în slujire, și îi spuneam eu despre durerile mele și despre persecuția care mai trebuie să o îndurăm. Frate, uite ce au zis despre mine și ce au bârfit și ce au spus și ce zvonuri și așa și așa și așa și așa. Și el m-a ascultat ca și un om bătrân și înțelept. Nici ne-am realizat cât de penibil eram atunci. Acum când mă gândesc, după ani de zile, că vorbeam cu un om care s-a legat în lanțuri de gardul bisericii ca să nu o dărâme comuniștii, eu îi spuneam despre faptul că mă bârfește nu știu cine. Și m-a lăsat să-mi spun tot oful și tot ce mi se întâmplă. Și a zis, Mihai, în fiecare generație este un preț de plătit pentru credință. Și am terminat discuția. În fiecare generație, frații mei, este un preț de plătit pentru credință. Este o cară care trebuie suferită dacă vrei să trăiești după cuvântul lui Dumnezeu. Secretul este că la toți ne este frică. Toți suntem înspăimântați. Nici unul dintre noi nu-și dorește această ocară. Dar contează cum gestionăm această frică. O aduci înaintea lui Dumnezeu, o mărturisești înaintea lui Dumnezeu și prin puterea lui o învingi? Sau ești un laș și compromiți și faci rabat și dai înapoi de la cuvântul lui Dumnezeu ca să nu suferi ocara, ca să nu suferi prețul care trebuie plătit? Prin ajutorul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, putem să învingem această frică. Putem să o mărturisim înaintea Lui. În concluzie, fiecare dintre noi se poate regăsi în aceste motivații pentru care oamenii se abat de la cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă tânjim după cuvântul lui Dumnezeu, altfel spus, dacă Dumnezeu a pus în noi o inimă vie, dacă suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu, atunci vom veni la Dumnezeu și vom cere putere și înviorare ca să umblăm după dreptatea Lui. Uitați cum încheie psalmistul această porțiune. O, cât de mult tânjesc după hotărârile tale, înviorează-mă după dreptatea ta. În seara aceasta putem veni înaintea lui Dumnezeu și mărturisi aceste stări ale noastre și putem cere viață și înviorare. Putem să cerem lui Dumnezeu să ne învioreze după dreptatea Lui, ca să nu ne abatem de la cuvântul lui Dumnezeu. Amin.